Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune Viața Gorjului. Vorbim astăzi despre Muzeul Județean, pentru că l-avem împreună cu noi în studio pe domnul Gheorghe Calutoiu, cercetător științific principal în cadrul Muzeului Județean, de asemenea, foarte mulți ani, unul dintre directorii acestei instituții de cultură a Gorjului. Bun venit la emisiune! Bine v-am găsit. A spus unul dintre directori, chiar dacă era cel de ajunct. Vreau să vă... Discuția noastră și titlul emisiunii se numește Ambasador la Muzeul Județean. De fapt, o să spunem că era vorba de ambasadori la Muzeul Județean, pentru că suntem... A trecut unul în ultimile zile, va veni altul în săptămâna următoare și ce aș vrea să remarc pentru început este că Muzeul Județean în ultimii ani și mai ales în ultimii luni, iată, are o deschidere importantă către oaspeți din afara țării, destul de multe expoziții, nu numai istorice, care vin, își găsesc locul în Muzeul Județean. Da, Muzeul Județean Gorj are deschidere și către străinătate și în acest sens am putut să aducem o expoziție deosebit de interesantă de la Muzeul Țăranului Român, referitoare la Mexic, locuri, persoane, tradiții, o expoziție deosebit de importantă, referitoare, bineînțeles, la Mexic, unde sunt prezentate o serie întreagă de lucruri legate de etnografia, legate de viața mexicanilor, pentru că în Mexic sunt mai multe regiuni, mai multe limbi acolo, bineînțeles că limba oficială este limba spaniolă. La această expoziție a venit și excelența sa, ambasadorul Mexicului la București, Gutierrez Agustino Canet, un om deosebit de important, un om cult, un om care a scris câteva cărți, un om care cunoaște mai multe limbi și care a fost ambasador de asemenea în Spania, în Finlanda, în țări din America de Sud și care s-a interesat foarte mult de limba, de civilizația, de obiceiurile noastre și în special de Gorj, care l-a impresionat foarte mult pentru că Gorjul oferă o serie întreagă de monumente, oferă o serie întreagă de tradiții, de elemente, vizitând în acest sens operele lui Brâncuș, muzeul nostru județean, Mănăstirea Tismana și a spus că o să vină mai des în județul Gorj, pentru că, așa cum spuneam, l-a impresionat în mod special. Trebuie să dezvăluim ceva telespectatorilor noștri, dumneavoastră știți foarte mult din ce a spus, din ce a făcut, pentru că l-ați însoțit permanent în vizita de aici. Nu, în prima zi, la vizita muzeului, am fost în special la expoziția la care a fost și, bineînțeles, că i-am spus că venind în Gorj trebuie să vadă neapărat operele lui Brâncuș, care este un titan al sculpturii mondiale. Dânsul cunoștea aceste probleme și, bineînțeles, că a vizitat operele rămânând impresionat de acest lucru. Despre expoziție aș vrea să rog colegii din regie să dea drumul la imaginile făcute cu acest prilej. E vorba de fotografii făcute cu acest prilej de copii, de elevii de la Fotoclub CNET-ul. Ei au făcut aceste poze, aceste fotografii, pe care aș dori să le și comentați, dacă puteți, având în vedere că dumneavoastră cunoașteți mai bine expoziția decât... Da. Expoziția, bineînțeles, că cuprinde o serie întreagă de lucruri de etnografie, de obiecte deosebit de importante, legate de anumite zone din Mexic, sunt reprezentări, desigur, zoomorfe, antropomorfe, sunt lucruri stilizate, lucruri făcute, de exemplu, obiecte de textile în special, de asemenea se poate vedea și ceramica. Aici se poate vedea domnul ambasador al Mexicului la București, care a venit la noi împreună cu domnul președinte Călinoiu și care ne-a făcut un expozeu deosebit de important, domnul ambasador, și care, așa cum spuneam, cunoaște foarte multe lucruri, a citit multe cărți, a scris cărți, e și jurnalist și ne-a impresionat prin elocința și prin cunoștințele sale în diferite domenii și este un diplomat prin excelență. De asemenea, se pot vedea imagini din expoziție, acolo domnul președinte și domnul prefect, care au participat la deschiderea acestei importante expoziții.
care cuprinde mai multe săli din muzeul nostru și are o tematică vastă, în special legată de tradiții, de obiceiuri ale mexicanilor, ale diferitelor populații din zona Mexicului, pentru că acolo există aproximativ, cum spuneam, 70 de, se vorbește în 70 de genuri de limbă, adică graiosele, dialecte, așa, dar limba spaniolă e cea care este limba oficială, limba națională. Vizitatorii aici, desigur, admiră o serie întreagă de obiecte pe care le-am putut vedea acolo. Pe lângă această expoziție etnografică, se poate vedea mai spre final o expoziție în care, în special, caricaturi realizate de un spaniol interbelic și care este important, cum spunea și domnul ambasador, pentru că reușea să redea diferite imagini legate de viața mexicanilor, care mexicanii este o populație pe care o știm cu toții și care la fel sunt și au originea latină și se prezintă cam, mă rog, cam aceleași obiceiuri ca și partea noastră a latină, a italianilor, a românilor, a francezilor în aceste zone. Imagini din expoziție cu diferitele exponate care sunt admirate pentru că acei au fost elevi, persoane adulte și important ce ne-a spus despre această expoziție și despre țara sa, excelența sa, ambasadorul Mexicului la București, care, așa cum a spus, a fost oaspetele Gorjului în această o zi și jumătate. Da, trebuie să remarcăm că totul s-a desfășurat cu, vedem și în imaginea acestea, a fost o colaborare foarte bună, deci lucrurile au decurs foarte natural, da, foarte amical, plăcut, amical, da. Iar și mai mult din ce am văzut și îmi confirmat și dumneavoastră, ambasadorul Mexicului a fost extrem de încântat de zona noastră, promițând că va mai reveni. Da, domnul ambasador, prin excelență, este un diplomat, a făcut o școală de diplomație, o facultate și avea experiența, așa cum spuneam, a fost prin mai multe țări ambasador, este la o vârstă de 60 și ceva de ani și avea această experiență pentru că a discutat atât cu artiștii plastici, cu muzeografii de la noi, de la muzeu, a vizitat muzeul nostru de istorie care a fost deosebit de important și l-a impresionat foarte mult. L-am condus în acest periplu prin muzeu, se interesa de epoca getodacică, de epoca romană, cunoștea unele lucruri legate de aceste civilizații, dar după aceea de epoca medievală, epoca modernă contemporană, era un om, așa cum spuneam, instruit și care cunoștea foarte multe lucruri legate de partea de zona în care suntem noi în Europa. Da, din câte am putut să vedem acolo, sunt multe similitudini între cultura noastră, surprinzător pe undeva, și cultura mexicană, și mă gândeam doar, apropo de daci, tradiția morții sau serbării morții la daci și la mexican pare să fie foarte asemănătoare. Dar pentru că vorbeați dumneavoastră de faptul că am avut ambasador și am văzut și imagini, am avut ambasadorul Mexicului la București. Săptămâna viitoare vine ambasadorul Poloniei. Da, în ziua de marți va fi vernisată o expoziție cu anumite tablouri legate de legăturile de prietenie între România și Polonia și știm cu toții că Acila Târgu Jiu a fost un lagăr de polonez, lagăr în ghilimele impropriu, că de fapt era un fel de locație a polonezilor atunci când au intrat trupele germane în Polonia. Foarte mulți militari, în special aviatori, au stat o perioadă la Târgu Jiu prin anii 1940-40 și după aceea au plecat unii în Turcia, alții în Franța și au stat la Târgu Jiu, încartiruiți acolo în zona regimentului, unde se află un ceas solar al polonezilor și ceea ce este deosebit de important, avem niște albume la muzeul nostru unde sunt imagini cu polonezii care au stat în perioada respectivă și chiar unii dintre polonezi s-au căsătorit în Târgu Jiu și au rămas. Cunoșteam, dacă rețin bine, prin anii 70 și fiind la muzeu, un polonez, Rakowski, ne-a donat unul dintre aceste albume care este deosebit de important pentru aceste legături
între români și polonezi. Erau imagini cu ofițerii polonezi care făceau excursii la Săcelu sau pe Valea Runcului. De asemenea, legăturile între anumite persoane din Târgu Jiu, din Gorj și cu ofițerii polonezi, lucruri deosebit de importante pentru istoria acestor două țări, România și Polonia. Da, apropo de colaborarea cu polonezii, deci cu ambasada Poloniei, cu Centrul Cultural Polonez de la București, cu cel mai nou deschis la Craiova, i-a început mai devreme, deci practic sunt câțiva ani de când s-a strâns legăturile între Gorj și ambasada Poloniei și statul polonez. Cum spuneați, nu sunt deloc întâmplător dacă ne luăm după colaborarea din anii celui de-al doilea război mondial. Da, au fost desigur aceste legături. Chiar săptămânile trecute a fost o expoziție legată de afișul polonez, niște lucruri deosebit de interesante și frumoase. A fost o expoziție și așa cum spuneam, începând de marți se va vernisa această expoziție care ne vorbește de legăturile de prietenie între România și Polonia și care va fi vernisată marți la Muzeul Județean Gorj, unde va sosi și ambasadorul Poloniei în România și alți reprezentanți de la ambasadă. Un lucru deosebit de important, lucru pentru că ambasadorul polonez va vizita o serie întreagă de monumente istorice ale Gorjului, locurile unde au stat polonezii sus în zona regimentului, cum se spune, va vedea desigur ceasul solar, elemente care întăresc această tradiție a legăturilor între România și Polonia. Da, trebuie spus, ambasadorul Poloniei a mai fost în Oltenia, a fost de curând la Craiova în 15 februarie și el amintea, știe foarte multe lucruri și despre Gorj și despre Oltenia în general, care au găzduit polonezii în anii celui de-al doilea război mondial. Deci, practic, vine pe un teren în care se simte cât de cât acasă, ca și informație. Noi profităm de faptul că vă avem în studio și pentru alte subiecte, am spune, foarte importante. Și unul dintre ele se referă la DN66, e vorba de, au început deja lucrările acolo, dar avem o problemă în zona castrului roman, cu acea sarcină arheologică, în sensul că cei construc, descărcarea. E vorba de constructorii trebuie să iau o aprobare de la dumneavoastră să poată să lucreze în zona respectivă. Care este situația? Pentru că telespectatorii poate au putut să vadă, mai ales cei care fac naveta dinspre Sadu, că acum în zonă se lucrează. Da, aceste lucrări, bineînțeles, sunt referitoare la acest drum care leagă acea zonă, Rovinariu de Petroșani. Lucrări în special se fac pe acest drum DN66. Anul trecut noi am efectuat timp de luni de zile cercetări arheologice, timp de 4-5 luni am făcut cercetări arheologice de o parte și de cealaltă a drumului național. În zona Curtișoara am descoperit noi acolo o așezare de epoca bronzului, unde am descoperit 12 vase, unde am descoperit vreo 4 locuințe, unde am găsit lucruri deosebit de importante. În zona respectivă este aprobată descărcarea de sarcină arheologică, deoarece s-au făcut toate documentația, fotografiile, s-au luat tot ce s-a descoperit. În schimb, la Bumbejiu, pe tronsonul de 1 km 200 de metri, unde au fost și anul trecut cercetări arheologice și s-au descoperit lucruri deosebit de importante, aș aminti aici 4 fibule găsite în straturile arheologice. De asemenea, s-a găsit un opaiț cu inscripția Armenius, de tip, deci, opaiț cu inscripția armenii. De asemenea, termele romane de la Vârtop, care au fost cercetate și în anii trecuți, dar sunt într-o zonă care se apropie de acest drum și care trebuie păstrate foarte mult. Cercetări care în anii trecuți au fost făcute de Marinoiu, am fost în colectiv și eu, de asemenea colegul Hortopan, Mărgineanu și Bratu, care lucrau la muzeu și unde se află un complex de băi romane de terme cu încăperile respective și care o parte din ele încercăm și desigur vom obține să nu fie afectate de acest drum național. Pentru că drumul național, văzând ce s-a descoperit pe acest tronson de 1 km și acum au venit
Și dânsii cer ca pe un metru de o parte și de alta să se facă această descărcare în vederea punor de a se pune niște piloni pentru a se susține drumul respectiv. Acest lucru se va face tot printr-o cercetare arheologică preventivă manuală, pentru că nu este permis ca într-un sit arheologic să intre buldozere și alte probleme pentru a nu se distruge zidurile respective. Și tot ce s-a descoperit, aceste ziduri vor fi conservate, vor fi restaurate într-un tip mai recent sau mai îndepărtat și nu se va distruge în zona respectivă absolut nimic, pentru că atât acele terme, acele ziduri care aparțin unor locuințe, de asemenea ziduri care aparțin unui atelier, am descoperit lucruri deosebit de importante, aceste fibule care le aminteam mai înainte, de asemenea monede romane, monede de la Faustina Senior, de asemenea de la Geta, de asemenea tipuri de vase, de, începând de la amfore, de la vase mari, de la chiupuri, cât și o serie întreagă de vase de uz casnic, alături de acele fibule, alături de acele vârfuri de lance sau de asemenea vârfuri de săgeată, o serie întreagă de obiecte deosebit de importante care au fost aduse la Muzeul Județean, în mare parte înregistrate și care se continuă a se înregistra acest patrimoniu descoperit, așa cum spuneam, în cele 5 luni care s-au lucrat pe acest tronson, în special la Bumbejiu, cum vă spuneam, unde se află castru și vicusul militar de la Vârtop, cât și vicusul militar de la Bumbejiu Gară, care ne-a adus o serie întreagă de vestigii deosebit de importante pentru istoria Gorjului, a Olteniei și istoria națională. Sunt câteva întrebări care se pun aici. Mai întâi, ar fi logic pe undeva, de ce nu s-a făcut această descărcare arheologică până acum? Pentru că noi de 7 ani tot încercăm să reparăm drumul acesta și cred că îl mai reparăm vreo câțiva ani, asta ca să fiu rău cu autoritățile care nu s-au implicat suficient. Nu, drumul se va face în mod sigur, dar noi facem aceste cercetări arheologice pe baza unor contracte. Acest contract noi l-am semnat pe la jumătatea lunii iunie anul trecut. După aceea, desigur, am luat autorizațiile de săpătură arheologică preventivă. S-au făcut lucrări de o parte și de alta a drumului. Așa cum spuneau, s-au găsit ziduri deosebit de importante, termele respective care trebuie zidurile păstrate. Pentru că fragmente ceramice, cum a fost la epoca bronzului, sau locuințe, s-au fotografiat, s-au luat obiectele respective și s-a făcut descărcare arheologică. La Bumbejiu, unde sunt castrele și așezările civile, aceste ziduri trebuie păstrate, restaurate și nu se vor distruge niciodată. Pentru că așa spune legea, pentru că așa este în firea oamenilor, noi trebuie să ne păstrăm aceste vestigii arheologice pentru a demonstra în zona respectivă s-a locuit, pentru a demonstra, desigur, e vorba de epoca romană, însă în anumite locuri am găsit chiar fragmente ceramice de tip dacic, aș vorbi aici la Vârtop, acele ornamente care au fost găsite, ornamente crestate alături de obiectele de epoca romană. Și cercetările acestea se vor face de-a lungul drumului de o parte și de alta, iar după aceea se vor pune acei piloni de ciment și drumul se va face, dar este, desigur, de acolo, de la Curtișoara până la Rovinar, este distanță mare care, de asemenea, a început să se lucreze și unde facem, de asemenea, noi supraveghere arheologică, pentru că dacă se găsește un sit, oprim lucrarea, facem cercetările arheologice în zona respectivă. Iar la Bumbejiu, desigur, se vor face aceste secțiuni de o parte și de alta a drumului la un metru, în vederea descoperirii de noi obiecte sau de, în special, de ziduri romane. Problema care se pune este, totuși, acest drum a fost făcut în urmă cu câteva zeci de ani. În 1950. Atunci nu existau aceste probleme? Nu era legea așa? Sau nu care era, e situația? Nu era una legea așa, nu era legea patrimoniului și lege care atunci, desigur, s-a intrat prin această așezare și, într-un fel, nu era legislația de acest gen, iar aceste ziduri, desigur, trebuiau păstrate și atunci, dar s-a pus mai presus
mă rog, să facă drumul ăsta și acum e foarte important că se face, dar aceste ziduri trebuie prelevate și păstrate, chiar restaurate în timp, pentru că, de fapt, Acila Bumbejiu este un muzeu în aer liber. De o parte și de alta a drumului, chiar în unele situații, sunt aproape de drum, chiar la 60-80 de centimetri, dar se vor găsi soluții pentru ca acest drum să se facă și zidurile respective se vor păstra. Sunt, desigur, câteva situații. Muzeul Județean, există, avem câteva mesaje și vă întreabă cineva, va putea cumva Muzeul Județean să blocheze drumul? Spre... Nu, niciodată Muzeul Județean nu va bloca acest drum, ci se va continua să se lucreze acolo și se, unde sunt zidurile aproape, chiar la o jumătate de metru, se va găsi soluție pentru a se păstra aceste vestigii și se, drumul se face sau se mai dă într-o parte oarecum și drumul, bineînțeles că în anumite zone puțin se mai îngustează la nivel de o jumătate de metru sau chiar un metru, date tehnice care desigur le cunoaște proiectantul de la firma respectivă și constructorul, iar noi nu vom bloca acest drum și drumul desigur se va face în timp. Cineva vă întreabă când putem să fim siguri că se va face acest drum spre Sadu? Asta nu prea ține de cum muzeu. Cum să vă spun, muzeul noi ne facem treaba pentru că nu mai avem mult acolo de lucrat, iar problema aceasta este mai mult a constructorului, care, așa cum înțelegeam, până la sfârșitul anului acest drum va fi funcțional și se va face. Încă cineva vă întreabă ce alte personalități din afara țării vor sosi la Târgu Jiu în acest an? După câte am înțeles, va mai veni, da, mai spre toamnă, prin septembrie, membrii de la ambasada Chinei care vor vizita și să știți, la noi cam la câteva săptămâni vin personalități marcante legate din domeniul culturii, din străinătate, fie din țările vecine, chiar să spun așa, acum vreo două săptămâni a venit un grup de turci, de polonezi care fac niște schimburi culturale cu școlile din municipiul nostru și care au vizitat Curtișoara, Muzeul Etnografic în aer liber, cât și Muzeul de Istorie și care, bineînțeles, au fost impresionați pentru că Muzeul Gorjului reprezintă, de fapt, Gorjul. Gorjul arheologic legat de elemente de epoca bronzului, elementele tracice, elemente getodacice, elemente romane și acestea sunt impresionați vizitatorii în acest periplu care îl fac în Gorj și în special la muzeul nostru de istorie sau la muzeul de etnografie de la Curtișoara. Suntem într-un an special pentru Muzeul Județean și mă gândesc aici că, de fapt, știu deja că aveți un program extrem de complex la muzeu și datorită faptului că avem aniversarea a 120 de ani de la înființare. Deja au fost ceva manifestări, toate acestea parcă convers spre ceva și mai important care va avea loc în vară. Da, în luna iulie, deci pe data de 16-18, se va face această mare aniversare a muzeului nostru. De fapt, am făcut noi o aniversare acum 20 de ani, 100 de ani de la acest muzeu, unde au venit istorici muzeografi din întreaga țară, dar și în acest an vom aduce arheologi importanți de la București, de la Cluj, de la Craiova, de la Timișoara, de la Iași, cât și istorici de asemenea și vom sărbători printr-un simpozion național această aniversare a 120 de ani de la înființarea muzeului. Bineînțeles că vom facem acum, deci am dus și Litoa, volumul 16 și îl vom prezenta, îl vom da acestor colegi ai noștri care vin din țară, cât și de la Academia Română sau de la institutele de specialitate din țară. Vom face acest simpozion, această sesiune de comunicări. De asemenea, se va vizita muzeul nostru, se va face un schimb de experiență și se vor face excursii în județul nostru la monumentele de epocă medievală sau la diferite șantiere arheologice.
Ați adus vorba de prestigioasa revistă Litua, cea care apare de foarte mulți ani la Târgu Jiu și care, după o perioadă în care a apărut destul de rar, iată că în ultimii ani scoate practic un număr anual. E de fapt o carte de istorie în fiecare an. Da. Da, muzeul nostru are anuarul Litua, care a ajuns la numărul 16 și sunt publicate o serie întreagă de articole legate de arheologie, de istorie, de etnografie, de artă și unde sunt nume de autori, aș aminti, de la Sibiu, arheologi deosebit de importanți, de la Timișoara, de la București, de la institute de specialitate care publică studii istorici, de asemenea etnografii deosebit de importanți, pentru că prin aceste titluri, acești autori, ne dă valoarea cărții respective. Și aceasta o vom lansa, așa cum spuneam, la această aniversare, cât și o carte a domnului Vasile Novac de la Pitești, cercetător gorjean care a lucrat în arhive ani și ani de zile, ofițer gorjean în primul război mondial, o carte deosebit de importantă care va apărea cu aceasta și va fi lansată cu această ocazie. Da, trebuie spus că domnul Novac mai are o carte foarte bună lansată tot la Muzeul Județean despre regimentul 18 Gorj. Da, unde sunt de asemenea. Da, deci, și trebuie spus că este Muzeul Județean este și editorul practic al acestor lucrări. Deci efortul financiar ce presupune asemenea apariție este făcut de Muzeul Județean. Pentru că e vorba de eroi gorjeni care au fost în războiul de independență, războiul de primul război mondial, războiul al doilea, unde sunt prezentate faptele de eroism ale gorjenilor, pentru că, de fapt, în muzeul nostru avem o serie întreagă de medalii și distincții, brevete ale gorjenilor, începând cu 1877, cu primul război, cu al doilea război mondial, lucruri deosebit de importante pentru istoria Gorjului și istoria națională. Da, vorbim despre această aniversare, că practic anul acesta, cum spuneam, se face sub semnul celor 120 de ani de la înființarea muzeului. Trebuie spus un lucru destul de important. Muzeul Județean devine pe zi ce trece sau cu fiecare an. Istoria vă permite acest lucru, de să fiți generoși, dar trebuie spus că practic majoritatea activităților culturale de la nivelul județului, de la nivelul municipiului, se desfășoară în cadrul Muzeului Județean. Da, desigur, în special prin elevii din municipiul nostru care vizitează muzeul, se fac o serie întreagă de activități culturale legate de anumite personalități ale Gorjului, cum putem aminti aici Maghieru, Ecaterina Teodoroiu, înainte Tudor Vladimirescu. Se fac diferite evocări chiar la case memoriale unde vin elevii din școlile din municipiul nostru, din licee. De asemenea, vor fi zilele muzeului, nopțile muzeului, unde va fi o intrare liberă și unde se vor prezenta o serie întreagă de materiale, în special filme cu activitatea muzeului, unde se va vizita muzeul nostru. De asemenea, prin școala altfel vor veni foarte mulți elevi care vor vizita muzeul, atât muzeul de artă din parc, cât și muzeul nostru de istorie, muzeul de la Curtișoara, unde vin elevii și, desigur, fac unii lecții dintre ei referitoare la diferite episoade din istoria noastră, referitoare la istoria Gorjului. De asemenea, vor vizita Curtișoara, peștera de la Polovraci, care casele memoriale, aș aminti aici, în special Constantin Brâncuș, de la Hobița, casa, de fapt, a unchiului lui Constantin Brâncuș, cât și după aceea casa memorială Ion Popescu Voitești de la Bălănești, de la Voitești, casa Tudor Vladimirescu de la Vladimir, care sunt case memoriale, și casa Ecaterinei Teodoroiu, care se leagă de personalitățile, de fapt, ale Gorjului. Pentru că noi, atunci când spunem Gorj, spunem în primul rând Constantin Brâncuș, marele sculptor, spunem de asemenea Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, spunem de asemenea Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, și alte personalități care le-au dat Gorjul în istorie, în cultură. Vă întreabă cineva, există foarte multe monumente în Gorj,
care sunt într-o stare avansată de degradare. Se gândește Muzeul Județean să intervină și ne amintesc aici situația de la Săcelu, a casei Moangă. Da, sunt aceste monumente care în primul rând aparțin comunelor, noi le dăm mai mult o asistență tehnică și Inspectoratul pentru Cultură al Gorjului, direcția, se ocupă, da, direcția de cultură se ocupă de aceste monumente, dar și cei de la muzeu, în special când se organizează muzee comunale, muzee școlare, le dăm aceste indicații de specialitate, cât și aceste monumente, dacă le găsim, bineînțeles, noi spunem la centru de cultură acolo unde sunt, la direcția de cultură, și dânșii iau măsurile necesare și împreună cu comuna fie repară, fie restaurează monumentele respective. Am înțeles acum, noi muzeul avem cula de la Șiacu, care în toamna trecută a fost acoperită și care se păstrează și care într-un viitor apropiat va fi restaurată, culă care este deosebit de importantă pentru început de secol al XVIII-lea. Da, mai vorbea cineva de... Spune că sunt clădiri aici în Târgu Jiu care avea nevoie de restaurare și Muzeul Județean ar putea să facă mai multe în această direcție. Nu știu ce vrea să spună telespectatorul. Ionel Gianu semnează. Nu-l cunosc. Așa, cum să vă spun eu? Sunt aceste monumente, sunt pe lista monumentelor și Direcția de Cultură le are în vedere împreună cu municipiu, împreună cu fondurile, dacă sunt la anumite persoane, trebuie luate niște aprobări în vederea restaurării și conservării acestor monumente care sunt făcute după anumite proiecte deosebit de importante ale unor arhitecți care au fost în Gorj acum 80, 100, 100 și ceva de ani. Da, vă mai întreabă cineva apropo de Casa Moangă din Târgu Jiu. Da. Care este situația ei și dacă muzeul n-ar putea să o cumpere, având în vedere că e în proprietate privată? Problema aceasta nu s-a discutat la noi, dar așa cum spuneam, Direcția de Cultură se ocupă de, în special de aceste monumente și dacă este într-o proprietate privată, trebuie restaurată în anumite condiții, conservată pentru că este monument și sunt anumite reguli speciale în privința restaurării și conservării acestor clădiri. Mergem mai departe cu discuția noastră, vorbim pentru că am deschis cumva, să zicem așa, o cutie a Pandorei și iată că sunt respectator de știu situația unor monumente din județ. Zona Gorjul este o zonă turistică. Avem și Muzeul Județean deține anumite obiective pe traseul turistic. Cu toate acestea, senzația pe care, deși care vin în Gorj, spun, domne, din punctul de vedere turistic, aveți două probleme. Nu valorificați imensa bogăție pe care o aveți din punct de vedere istoric, cultural și natural, iar pe de alta, spațiile de cazare sunt cum sunt. Partea cu spațiile de cazare și cu asta nu e treaba noastră acum. Nici partea naturală, să zicem, bogăția naturală mai puțin ține de Muzeul Județean. Da. Dar în privința traseelor turistice, ce am putea să facem, știu că au existat și sunt niște proiecte ale Consiliului Județean, dar mă gândesc, apropo de mănăstirile care le are Gorjul, apropo de case memoriale, n-ar trebui toate integrate într-un traseu turistic, adică cel care vine la Târgu Jiu și vine, să zicem, la Muzeul Județean, să-i se spună, domne, dacă vrei și ai timp în Gorj, uite, poți să mergi Bălănești, Mușetești, Novaci, Baia, Polovragi, să zicem, ceva de genul ăsta sau ceva de genul. Există asemenea? Da, eu știu că există niște pliante, niște albume cu toate aceste monumente istorice. Unde se găsesc pliantele respective? O parte din ele le avem și noi la muzeu. Legate de aceste monumente, avem chiar, acum a apărut un album Curtișoara deosebit de important, de asemenea avem cu casele memoriale o serie întreagă de pliante referitoare la diferite explicații legate de exemplu, de casa lui Tudor Vladimirescu, legate de Tudor Vladimirescu, de Caterina Teodoroiu, de asemenea sunt pliante care se găsesc la muzeul nostru și, desigur, există chiar albume făcute, există o serie întreagă de hărți cu aceste monumente, cât și cu bisericile și mănăstirile din Gorj, care este o adevărată salbă
acestora, cât și cu muzeele și casele memoriale din județul nostru, care desigur pot fi vizitate, legate de anumite personalități ale Gorjului. E o problemă, apropo de Hobița, ne întreabă cineva, și anume cum s-ar putea rezolva situația de la Hobița, în sensul că nu este casa originală, ar putea fi ea restaurată? Cum să vă spun, casa care este acum la Hobița aparține unei rude apropiate a lui Constantin Brâncuș și în această zonă a copilărit Constantin Brâncuș. Din casa originală a lui Brâncuș se mai păstrează câteva bârne, undeva în apropiere, de fapt, unde s-a născut Constantin Brâncuș, dar arealul și locul unde s-a născut Brâncuș este această zonă. Casa respectivă aparținea unei rude apropiate, unui unchi al lui Constantin Brâncuș și, eu știu, poate aceste bârne vor fi duse undeva și ținute la, fie la noi la Muzeul de Artă, ca făcând parte din casa lui Constantin Brâncuș, dar mediul și locul și zona în care a copilărit Brâncuș este această Hobiță a Gorjului. Da, am mai făcut precizarea asta și în alte emisiuni. SMS-ul de la Vest pe Ecran îl folosiți doar pentru SMS. Nu apelați în momentul emisiunii, pentru că nu putem să răspundem decât la SMS-uri. Acestea fiind spuse, pentru că ne aflăm pe final de emisiune, spuneți-ne la ce să ne așteptăm, să spunem așa, în activitatea muzeului, ce alte surprize de care n-am vorbit până acum ne puteți oferi în perioada următoare. Mă gândeam aici că urmează școala altfel și a spus deja că și în fiecare an copiii au fost așteptați, ați vorbit de noaptea muzeelor și asta foarte bine că Muzeul Județean s-a integrat mișcării la nivel național al marilor muzee, dar cu siguranță mai sunt și alte lucruri pe care am dorit să le aflăm. Da, în special la Curtișoara, acolo unde este un muzeu în aer liber deosebit de frumos și interesant, o să apară desigur lucruri noi importante legate de casele de locuințele respective. De asemenea, la muzeul nostru o să se facă o serie întreagă de expoziții importante pe anumite teme legate de artă, legate de istorie, legate de arheologie, de artă plastică. De asemenea, o să se țină o serie întreagă de simpozioane, de conferințe pe anumite teme legate de personalități ale Gorjului, legate de rezultatele arheologice. Chiar în vară va fi un șantier deosebit de important pe Valea Maradei, cercetările arheologice de la Stoina, din așezarea getodacică de acolo, care va aduce desigur lucruri noi. La Bumbești vor continua aceste cercetări, cum de fapt și anul trecut s-au găsit lucruri deosebit de importante, obiecte de o valoare națională deosebită și chiar de epoca bronzului, că mă aminteam aici, am găsit din bronzul târziu vase întregi care, într-o carieră de arheolog, dacă se găsesc câteva zeci de vase, cum am găsit noi anul trecut, sunt lucruri deosebit de importante, pentru că aceste vase, care sunt cam din secolul XIII înainte de Hristos, vă dați dumneavoastră seama vechimea și importanța acestora și cale, după ce vor fi restaurate, vor fi puse în muzeul nostru de istorie și multe alte lucruri care se vor descoperi în acest an, litua care va apare cu o serie întreagă de articole de arheologie, istorie, etnografie, de artă, lucruri deosebit importante pe care le face și le va face muzeul nostru. Iată, Muzeul Județean lucrează și o face pe, să spunem așa, pe activități diferite, dar care sunt destinate dezvoltării vieții culturale la nivelul județului. Cu siguranță ar mai fi și alte lucruri de spus. Domnule Gheorghe Calotoiu, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și cu siguranță vă mai așteptăm. Poate vorbim mai mult atunci despre arheologie, pentru că în momentul când vă ducem în domeniul ăsta, practic sunteți de neoprit. De asta n-am vorbit foarte mult astă seară, pentru că am avut alte subiecte, dar cu siguranță faptul că descoperirile arheologice la Gorj se succed în fiecare an și sunt de natură de foarte importante, asta înseamnă foarte mult pentru Muzeul de la Gorj. Da, vă mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!